Autoritățile slătinene au impus restricții de circulație în municipiul Slatina la intrarea dinspre Pitești pentru efectuarea unor lucrări de refacere a carosabilului. Acestea sunt estimate a se finaliza la mijlocul lunii viitoare. Până la data de 15 decembrie, traficul se va desfășura alternativ pe celălalt sens de mers, după cum urmează. În intervalul orar 7-18, prin dirijare cu piloți de circulație și cu sprijinul polițiștilor locali, iar în intervalul 18-07, prin semafoare. Pe această cale recomandăm conducătorul auto să manifeste prudență și răbdare în trafic. Oamenii legii sfătuiesc pe șoferii de autovehicule cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone ce se deplasează pe direcția București-Craiova să folosească drumul Național 6 European 70, iar pentru celelalte categorii de autovehicule ce se deplasează pe direcția Pitești-Slatina se recomandă folosirea rutei drumului județean 657 Valea Mare-Recea, drumul județean 653 Recea-Slatina. Polițiștii de la serviciul rutier anunță că vor fi în zonă pentru monitorizarea circulației autovehiculelor și pentru prevenirea accidentelor rutiere.